Mehedințenii au fost luați la bani mărunți pentru nepurtarea măștii de protecție. 300 de amenzi au fost aplicate în acest weekend. Forțele de ordine au verificat de asemenea și peste 80 de magazine în vederea respectării măsurilor de protecție individuală. Pe fondul numărului crescut de îmbolnăviri cu COVID-19, oamenii legii au luat la bani mărunți atât societățile comerciale, cât și peste 2000 de mehedințeni. 80 de societăți comerciale au fost verificate de către forțele de ordine în acest weekend. Amenzile nu au lipsit nici de această dată, având o valoare totală de peste 70.000 de lei. Echipe mixte de jandarmi, polițiști și polițiști locali continuă acțiunile de verificare a măsurilor stabilite de autorități în actualul context epidemiologic în vederea prevenirii aglomerate, unde informăm cetățenii cu privire la obligativitatea fondului măsii de protecție, respectarea distanțării sociale și respectarea regulilor de igienă colectivă. Astfel de acțiuni informative preventive vor continua în toată zona de responsabilitate până la încetarea măsurilor respective. În acest weekend, în trafic, au fost verificate peste 400 de mijloace de transport persoane. Doar pentru nepurtarea măștii de protecție au fost aplicate 300 de amenzi.